În primul rând, sigur că este ultimul joc dintr-o serie de 4 foarte dificile în acest început de campionat. Este ultimul joc dintr-o săptămână cu 3 jocuri, iarăși cu multă oboseală acumulată, nu neapărat fizică, pentru că totuși suntem la început de sezon de primăvară, dar în orice caz cu încărcătură care automat te mai stoarce de putere. Va fi un joc dificil, o echipă din partea de sus a clasamentului care a condus mult timp campionatul și în ultimul rând ceea ce aș și spus, terenul care va fi, cred că, cel mai periculos adversar. În primul rând pentru că, de asemenea, terenul este foarte greu să menții echilibru, este foarte ușor să te și accidentezi. Din păcate, am văzut și el la jocurile din seria cealaltă, la divizia B sunt foarte multe terenuri impracticabile, ceea ce face ca acest spectacol să nu mai fie spectacol, să fie doar o luptă în care hazardul, știu eu, să-și facă acele momente, ca să spun așa, și să decidem în legătură.